Bună ziua! Studioul Puterea Știrilor s-a mutat astăzi la instituția Avocatul Poporului. Îi mulțumesc doamnei Renate Weber că ne-a primit astăzi în casa dânsei. Fiți binevenită! Ce este de fapt Avocatul Poporului în plus față de definiția legală? Mă bucur că puneți întrebarea aceasta pentru că de când am venit aici tot încerc să lămuresc în general lumea ce este Avocatul Poporului. Denumirea noastră e un pic pompoasă, nu vi se pare, Avocatul Poporului? În realitate, instituția aceasta este o instituție de mediere. Ea intervine atunci când persoanele consideră că drepturile lor au fost încălcate, în special de administrație. Atunci noi intervenim, noi sau orice altă instituție tip mediere, mediator, ombudsman, că asta e de fapt la bază. Noi intervenim și încercăm să clarificăm lucrurile și să le îndreptăm. Fiind însă o instituție de mediere, noi nu suntem o instituție care sancționează. Noi putem da recomandări, sigur, noi facem propriile noastre investigații, anchete de cele mai multe ori și la final dăm recomandări dacă este cazul, pentru că de foarte multe ori lucrurile se îndreaptă prin simpla noastră prezență. Uneori oamenii poate nu știu, chiar cei din administrație. Deci am putea spune că este un mediator, Avocatul Poporului. Da, un mediator, asta este, sigur că da. USR, am văzut că a anunțat, de fapt, că a trimis Avocatului Poporului o nouă solicitare de a sesiza CSR în privința pensiilor speciale pentru primari. În ce stadiu este această solicitare? Haideți să vă explic. Noi am făcut o sesizare la Curtea Constituțională pe ordonanța de urgență privind codul administrativ. Am făcut-o, e un cod cu peste 600 de articole. Dacă am fi luat fiecare articol în parte, ar fi trebuit să trimitem la Curtea Constituțională probabil foarte multe din aceste articole. Și atunci noi am mers pe ideea a ceea ce se cheamă excepțiile extrinseci, deci cele care țineau de procedură, de urgență. Curtea Constituțională a spus că îi pare rău, dar nu este de acord și ne-a respins. Pentru că și la Curtea Constituțională, într-adevăr, practica este uneori de admitere pe chestiunea aceasta urgențe, uneori de respingere. De aici încolo, am mai primit și alte solicitări, nu neapărat sub forma unor petiții, dar și alte persoane m-au contactat dacă n-am mai trimit încă o dată pe alte aspecte. Vă spun, instituția aceasta are totuși un alt scop, o altă menire, un alt mandat. Nu putem să ne transformăm numai în instituție de sesizare a Curții Constituționale, pentru că noi avem un Parlament. Parlamentul este organul legiuitor în România, deci Parlamentul să ia codul administrativ, să-l analizeze și să-l modifice cu amendamente acolo unde este cazul. S-a spus că a fost o sesizare prea generală. Păi da, a fost sesizarea, păi, v-am spus, n-am făcut-o pe articole, am făcut-o pe chestiunea de ansamblu a urgenței, nemotivarea urgenței, din vari perspective. Acum, ce spune USR-ul, ce dorește USR-ul, cred că se lucrează încă la răspunsul pentru ei. Trebuie să clarificăm un alt aspect. Chestiunea pensiilor pentru primari și președinți de consilii județene a mai fost rezolvată odată la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a spus atunci așa. Este o chestiune de opțiune politică dacă dorește politicul din România, Parlamentul, da, să ofere aceste indemnizații sau pensii speciale la finalul unui mandat sau mai multor mandate. Deci ajungem tot la Parlament. Deci este o chestiune de opțiune politică. Ce a spus atunci CCR a fost, dar dacă vor da primarilor și președinților de consilii, atunci trebuie să le dea tuturor consilierilor. Deci curtea mărea foarte mult sfera celor care ar fi putut să primească. Din momentul în care curtea a spus că e chestiune de opțiune politică și că nu e o chestiune de constituționalitate, eu, dacă aș trimite acum la curte, ar fi declarată inadmisibilă pentru că există o pronunțare
a Curții Constituționale pe tema aceasta. Deci ce aveți de gând să faceți cu sesizarea USR-ului? Păi nu vom sesiza Curtea Constituțională, le vom explica așa cu lux de amănunte, cu citate din decizia anterioară a Curții Constituționale, câtă vreme, repet, avem o pronunțare deja, cum să mai trimitem încă una, pentru că ar fi clar inadmisibil. Am văzut că ați atacat ordonanța anticipatelor la Curtea Constituțională, da. Și spuneați dumneavoastră că modalitatea de organizare a alegerilor pentru Parlamentul României nu poate fi legiferată pe calea ordonanței de urgență. Ei, nu spun eu, spune Constituția. Eu nu fac puteți decât să ne explicați puțin exact. Avem prevedere expresă în Constituție în care se spune că legile electorale sunt legi organice, deci este evident că fiind legi organice, ele trebuie reglementate numai prin Parlament. Parlamentul. Gândiți-vă un pic cât de absurdă este ideea ca Parlamentul, care este organul nu doar reprezentativ suprem al poporului român, ci organul legiuitor suprem, să delege modalitatea de alegere a lui către executiv. Deci, cum să vă spun, cred că e de școală. Un asemenea caz se va studia probabil la drept constituțional, așa nu. Asta este cel puțin părerea noastră aici la deci la nu instituție. Se poate prin ordonanță nu, de urgență. Nu se poate prin ordonanță de urgență, pentru că, repet, avem text constituțional clar. În plus, știm foarte bine că au existat recomandări ale Comisiei de la Veneția, care au fost preluate după aceea de decizii ale Curții Constituționale și care au spus foarte clar, nu puteți schimba regulile jocului, deci face reglementări în domeniul alegerilor cu mai puțin de un an înainte. De ce? Pentru că nu se schimbă regulile în timpul jocului. La noi nici măcar nu vorbim de un an. Vorbim de eventual 8-9 luni pentru alegeri la termen sau de 4 luni pentru alegeri anticipate. Este evident. Deci și aici ar mai fi o piedică. Sigur că da, sigur că durata... Da, păi, da, nu, nu. Pentru că lumea nu se poate nici pregăti. Nici alegătorul nu știe bine, nici cel care candidează nu știe bine. Și s-a mai făcut și chestiunea aceea a posibilității de a vota oriunde, care este clar o uriașă exagerare, dar o exagerare cu consecințe asupra drepturilor și de a vota și de a fi ales. De ce? Este o exagerare? Păi vă spun, pentru că în România noi avem circumscripții electorale. Mandatele pentru Parlament, pentru deputați și pentru senatori sunt în funcție de locuitorii acelei circumscripții. Dar știți ce înseamnă asta? Locuitorii înseamnă cei care sunt acolo și care sunt înscriși pe listele electorale. Din momentul în care un număr neștiut, nedefinit, dar care poate fi foarte mare de oameni, poate să vină să voteze într-un alt județ, într-o altă circumscripție electorală, asta înseamnă că automat din alte circumscripții pleacă numărul acela de votanți, dincoace numărul este prea mare. Iertați-mă, dar se pierde până la urmă reprezentativitatea mandatului pe care îl... Păi ce facem cu cei care nu sunt la acel moment în circumscripția din care fac parte? Da, întotdeauna au existat câteva excepții la noi cu cei care puteau să voteze dacă erau în gări, în aeroport, lucrurile de genul acesta. Să știți că sunt state în Uniunea Europeană care nu permit. Și la întrebarea dumneavoastră, ele răspund să fie sănătoși. Dacă nu sunt la ei acasă, nu pot vota. Deci există state membre, democrații consolidate, care așa rezolvă lucrurile. Noi n-am făcut asta. Noi, de-a lungul timpului, am permis celor care erau în tranzit, celor care... Dar nu chiar așa, oricine, oriunde, nouă, mi se pare, în mod evident, nu doar o exagerare, ci una cu consecințe asupra unor drepturi fundamentale. Se mai punea problema ca alegerile anticipate să fie în aceeași zi cu alegerile locale generale. Da, și aici avem și alte decizii ale Curții Constituționale care au spus că nu, e o formă prin care confuzionăm, de fapt, alegătorul. Pentru că alegătorul trebuie să știe clar pentru ce se duce și ce anume votează. Repet, la toate vom vedea răspunsul Curții Constituționale. Deja termenul s-a fixat, e 12 martie, deci nu peste multă vreme vom ști. Am văzut că ați atacat la Curtea Constituțională și ordonanța de urgență privind achizițiile publice. Da, aici am acționat la
două petiții, ca să spun așa, foarte bine făcute. Pe de o parte am primit o petiție din partea Consiliului Superior al Magistraturii, pe de altă parte de la Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților din România, deci asociații profesioniști, ne-au sesizat, sigur că da, și care s-au legat doar de un aspect din această ordonanță, de faptul că s-a trecut dincolo de ceea ce este, hai să spunem, normal și firesc în materia achizițiilor publice, iar eu de foarte multă vreme am și spus că ar trebui poate să schimbăm legea, că este mult prea greoaie. Problema este însă că în momentul în care au vrut să o schimbe prin această ordonanță de urgență, au venit cu niște obligații pe care le-au pus în sarcina judecătorilor de a rezolva dosarele într-un anume termen și nu doar atât, au venit cu sancțiuni privindu-i pe judecători. Deci dacă nu respecti... Doar pe acei judecători. Doar pe acei judecători. Deci dacă nu respecti acele termene, aceasta este considerată sancțiune, abatere disciplinară și se sancționează. Ori în felul acesta, de fapt, au modificat implicit legea privind statutul judecătorilor. Nu se poate face așa ceva fără să consulți măcar CSM. Nu s-a solicitat nici măcar avizul CSM-ului, cu atât mai puțin să aibă o discuție pe fond serioasă în legătură cu consecințele. Se modifică, repet, statutul judecătorilor din România, ceea ce iarăși este neconstituțional, nu poți să o faci așa pe calea unei ordonanții de urgență și până la urmă, haideți să ne aducem aminte, a existat un referendum în această țară la care foarte multă lume a mers, Curtea Constituțională a spus în final că vreo 86% din cei care s-au prezentat la vot au fost de acord cu întrebarea pusă la acel referendum, anume că lumea nu mai vrea, cetățenii români nu mai vor să se legifereze în domeniul justiției, asta însemnând inclusiv statutul magistraților, pe calea ordonanțelor de urgență. Și avem iarăși decizia ale Curții Constituționale care spun că deși un astfel de referendum nu este juridic obligatoriu, el este de consultare, totuși nu poate să nu aibă o anume consecință asupra felului în care se fac politicile publice și se legiferează în țară. Și atunci, pentru toate aceste motive, ne-am adresat. Dar, de fapt, care sunt neregulile din această ordonanță de urgență? Noi numai de asta am vorbit. Nu poți să reglementezi statutul judecătorilor, deci doar printr-o ordonanță de urgență. Ați sesizat. Sigur că da, sigur că da. Nu se poate așa ceva. Dar care sunt motivele? Adică de ce anume s-a ajuns la această... Cred că v-aș ruga să vorbiți cu domnul Orban, pentru că eu nu știu motivele. Nu ați găsit o explicație pentru astfel de ordonanță? Eu pot să înțeleg... Nu. Chiar înțeleg... Nu. Eu înțeleg nevoia de a schimba ceva în domeniul achizițiilor publice, pentru că la noi sunt foarte, foarte greoaie. Și acum când sunt și eu la o instituție publică și sunt ordonator de credite, știu și îmi dau seama... Foarte multe lucruri la noi au fost frânate din cauza asta, deci înțeleg nevoia de schimbare, dar nu prin ordonanță de urgență, nu așa se face. Și nu în felul acesta am găsit vinovații judecătorii. Nu știu, nu cred că așa este firesc. Am văzut că ați semnat și un protocol de colaborare cu organizația Salvați Copiii. Care să ne puteți spune mai multe despre acest protocol? V-aș spune că noi avem la Avocatul Poporului mai multe astfel de acorduri cu organizații neguvernamentale. De exemplu, în cadrul nostru funcționează Mecanismul Național de Prevenire a Torturii și Relelor Tratamente și în toate vizitele pe care colegii mei le fac în locuri de detenție, adică locuri unde oamenii nu pot să iasă de bună voie. Nu neapărat pe penal, adică inclusiv spitalele psihiatrice, căminele de bătrâni, centrele de plasament pentru copii, deci în toate aceste locuri când se duc în vizitele lor, sunt însoțiți de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Și avem mai multe astfel de acorduri de colaborare semnate. Cu Salvați Copiii, instituția a avut și înainte un protocol de colaborare, pentru că la noi funcționează Avocatul Copilului.
Și, nu... O instituție creată cu un an și jumătate. Da, exact. Este un departament, un domeniu de, de activitate în cadrul Avocatului Poporului. Și am mai avut deja niște acțiuni împreună cu Salvați Copiii. Am ieșit de curând, în urmă cu doar puține luni, vreo 3 luni, cu un raport foarte amplu pe care l-am făcut împreună cu Salvați Copii, iar în viitor, pentru că acum e un acord făcut practic pe o perioadă mai mare de timp. De 5 ani. Da, chiar ne propunem să avem și mai multe acțiuni împreună. Salvați Copii este o organizație pe care o respect foarte mult, de 30 de ani o știu de la înființare, are oameni foarte buni cu care lucrează, idei bune, are și foarte mulți voluntari care colaborează cu această organizație și, din fericire, aici, unde avem noi birouri teritoriale, am găsit întotdeauna și un corespondent sau, mă rog, pe cineva din partea organizației Salvați Copiii, deci inclusiv la nivel local ne propunem să avem colaborări mult mai strânse. Dar ce prevede, de fapt, acest protocol? În mare domeniile în care putem să lucrăm, sigur că e vorba și de... Nu e vorba neapărat de cazuri individuale. Dacă Salvați Copiii ne vor trimite 9 cazuri individuale, categoric noi le vom soluționa. Dar am convenit ca de uneori când este cazul, inclusiv împreună să mergem către autorități și să încercăm unele rezolvări. E vorba și de chestiuni de ansamblu privind situația copiilor. Din păcate, în România nu există încă date corect strânse, ca să spun așa, privind diferite lucruri care vizează copiii. Inclusiv, vă dau un banal exemplu, numărul copiilor instituționalizați, fie că sunt în centre de plasament, fie că sunt la asistenți maternali. Știți că dacă vă uitați pe niște site-uri, o să vedeți o cifră. Noi am cerut cifrele de la fiecare direcție dintre asta de protecția copilului în parte și cifrele diferă, dar ale noastre sunt cele corecte, că sunt ultimile și cerute individual. Ne lipsesc foarte multe astfel de date. În plus, e vorba de a vedea cum se implementează anumite acte normative, anumite politici care sunt în favoarea copiilor. Și categoric aici putem să ne împărțim, ca să spunem așa, sarcinile. În plus, când e vorba de copii, de drepturile lor, de felul în care trebuie consultați, de obligațiile pe care le au ceilalți, fie că ceilalți sunt părinții, părinții ar trebui să nu uite că ei au obligații față de acești copii. Copiii au drepturi și părinții au obligații în raport cu ei. Că e vorba de unitățile școlare, că e vorba de cei care oferă servicii sociale în general, sunt, ca să zic așa, grupele noastre ținte, categoriile spre care noi țintim să mergem, inclusiv cu informații, pentru că poate nu toată lumea are posibilitatea să fie instruită așa cum ar trebui. Și atunci ne-am propus, inclusiv în domeniul acesta, să avem mai multe acțiuni împreună, deci, mai ales la nivel local. Deci vă veți sesiza pe cazuri semnalate de Salvați Dacă Copii? Dacă ne vor trimite, cu siguranță. Sau ieri... veți putea sesiza din oficiu pe aceste cazuri? Dar noi tot timpul ne sesizăm din oficiu. Deci, în instituția noastră, în materie de, cel puțin de drepturile copilului, cred că 99,99% din situații sunt sesizări din oficiu, pe baza a ceea ce relatează presa, pe baza a ceea ce în alte modalități luăm la cunoștință. Ieri, ca să vă dau un exemplu, am avut o întâlnire la Predeal cu un grup de elevi, erau vreo 30, cred, din mai multe regiuni din țară, care sunt foarte interesați, care sunt extrem de participativi din punct de vedere civic. Am avut, chiar a fost absolut o minune, nu mă mai lăsau să plec, să mă întorc acasă, că trebuia să ajung totuși și aici, dar am avut o discuție de vreo 2 ore și jumătate și după aceea tot mai aveau întrebări și inclusiv lor le-am spus, da, îndrăzniți să trimiteți astfel de sesizări de petiții către noi. Pentru că legea spune, copilul are dreptul să trimite petiții, dar în realitate copiii cât știu primești și cât... Avocatul Poporului sesizări? De la ei de nu. La ei? De la ei nu. N-am primit. Eu nu știu dacă am văzut, nu cred că am văzut 2. Am mai primit de la părinți. Dar în general
astăzi, având în vedere rețelele de socializare, toate lucrurile astea devin imediate, sunt online. Și atunci foarte multe, imensa majoritatea cazurilor noastre de acolo sunt, să știți. Și ori de câte ori apare ceva care vizează copilul, imediat intervenim. Adică imediat ne sesizăm, imediat mergem în anchetă să vedem și ce s-a întâmplat și dacă autoritățile locale, fie școală, fie direcția de protecție, au acționat așa cum trebuie. Am văzut pe final că tot va trebui să încheiem, din păcate, discuția. Multe acuzații care vin din partea diverselor partide politice, cum că ați susține interesele, nu știu, unui anumit partid, poate mă refer aici și la PSD și la ALDE. Cum le răspundeți? De fapt, din păcate, partidele politice sunt cele care politizează prin discursul lor această instituție. Pentru că realitatea arată atât de diferit și vedeți că o politizează numai când este vorba de sesizări la avocat, la Curtea Constituțională. De cazurile individuale cu care ne confruntăm, nu prea sunt interesați, ca să fiu sinceră. Primim și din partea deputaților și senatorilor, am primit sesizări și de la ei, pentru că ei le primesc la Parlament și ne-au trimis nouă. E în ordine, e bine așa. Dar cel mai mult interesează asta cu ordonanțele de urgență. Eu o să vă răspund în felul următor. De când am venit eu aici, adică din 5 iulie, 4 iulie, și până s-a instalat acest guvern, guvernul Ludovic Orban, am trimis la Curtea Constituțională 14 sesizări, deci în câteva luni, da? 14 sesizări pe ordonanțe sau pe legi. Ordonanțe încă din 2016, 17 și așa mai departe. Din astea, în mod categoric, 12 erau date de guvernul PSD, făcute de Parlamentul, unde majoritatea este PSD. E un răspuns. Problema este că PSD-ul n-a ieșit niciodată să mă atace sau să atace instituția și să se plângă că uite ce face avocatul poporului, cum ne atacă ordonanțe. Poate tocmai de aceea se... Păi da, ei n-au ieșit, dar noi am făcut exact ceea ce trebuia să facem, așa cum și de data aceasta. În momentul în care dai 25 de ordonanțe de urgență într-o după-amiază, în primul rând mai arătați-mi un exemplu, în România sau în lumea civilizată, în statele care se consideră state de drept. Doi, am anunțat că nu le vom ataca în bloc. Nu este treaba mea să intru în jocul lor politic, au instrumente suficiente la îndemână să fac acest lucru, inclusiv prin Curtea Constituțională. Am anunțat că vom ataca la Curtea Constituțională acele ordonanțe unde vedem că se încalcă drepturi fundamentale sau unde avem decizii anterioare ale Curții Constituționale. Deci pe nerespectarea deciziilor sau pe încălcarea unor drepturi. Mai aveți ordonanțe date de guvernul Ludovic Orban pe care le aveți în vedere? Noi am primit aici 10-12 petiții până acum, numai Apador CH, de exemplu, ne-a trimis o sesizare cu 8 ordonanțe. Și în date de guvernul Ludovic Orban. Da, din acea după amiază, da, sigur că da. Și am primit în plus multe altele, adică să știți că în total, cred că am primit vreo 20 de sesizări, că unele vizau aceeași ordonanță. Și ce veți face cu aceste sesizări? Fiecare din ele se analizează pe rând. Deocamdată am atacat la Curtea Constituțională 3. Restul nu știu, adică ele sunt în lucru, nu pot să vă spun dinainte, pentru că, repet, e o analiză de fond, sunt drepturi fundamentale afectate, sunt decizii ale curții nerespectate. Dacă da, atunci le vom trimite la Curtea Constituțională, dar nu știu să vă spun, n-am un răspuns privind toate cele. Doamna Renate Weber, eu vă mulțumesc că ne-ați primit astăzi aici, în casa dumneavoastră, cum spuneam și la început, și de ce nu vă deschidem o nouă invitație de a participa la un interviu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim!